Frații Grimm, pețitul. A fost odată un păstor care voia să se căsătorească. Cunoștea el trei surori, dar toate erau la fel de frumoase și nu știa pe care să o aleagă. Așa că se hotărâ să-i ceară mamei sale sfatul. Aceasta îi spuse să le invite pe toate cele trei surori la masă și să urmărească felul în care acestea taie brânza. Tânărul păstor făcu un tocmai. Le invită pe fete la masă și le urmări cu mare atenție. Cea mai mare dintre surori a mâncat brânza cu tot cu coajă. Cea mijlocie se grăbi când tăie coaja, așa că a tăiat și a aruncat o mare parte din brânza bună, iar cea mică separă cu mare atenție coaja de brânză și a mâncat toată brânza bună. Tânărul păstor i-a povestit toate aceste întâmplări mamei sale, care l-a sfătuit să o ia de nevastă pe cea mai mică dintre surori. Băiatul se căsătorie atunci cu cea mai mică dintre surori și trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.